Haideți să vă arăt cum preparați cei mai pufoși colaci cu untură. Uitați cât de bine arată! Într-o oală am pus 500 de ml de lapte, o să punem laptele la încălzit, apoi într-un bol am adăugat 2 ouă, 2 linguri de untură, puneți puțină sare și începem să mixăm. Trebuie să mixați cam 4-5 minute, după care începem să adăugăm făina, o să punem 1 kg de făină, adăugăm laptele cald, vom pune și 14 grame de drojdie uscată diluată în puțină apă caldă, adăugăm și 2 lingurițe jumătate de sare. Amestecăm totul foarte bine până obținem un aluat. Îl vom lăsa la dospit timp de o oră, după o oră l-am pus pe masa de lucru și începem să-l împărțim. Eu am cântărit fiecare parte de aluat să aibă cam 70 de grame. Sau mai puteți face după ochi, acum ține de fiecare cum îi este mai ușor. Începem să lucrăm aluatul. După ce l-am împărțit, vom forma biluțe. După ce le-ați format, trebuie să le acoperiți cu ceva. După părerea mea, sunt cei mai simpli colaci și atunci când sunt evenimente în familie, cu siguranță puteți să-i duceți la biserică, mai ales dacă nu este perioada de post. Am început să îi împletez, după cum vedeți, puteți urmări procedura, este foarte simplu, nu este greu, de asta am lăsat-o și de 3 ori, ca să vedeți. După ce am împletit, începem să rulăm și cam acesta ar trebui să fie rezultatul și la voi. Aș vrea să știu ce părere ai despre această rețetă de colaci, dacă îți place sau ți se pare dificilă. Îmi poți lăsa un comentariu. Cu siguranță majoritatea știți că unii colaci se fac dulci. Eu am ales să nu îi fac dulci, acum ține de fiecare. Dacă vă place, puteți să puneți o lingură, două de zahăr. După ce i-am împletit și am terminat să le dăm forma, i-am pus într-o tavă. Îi vom acoperi și lăsăm deoparte cam 30 de minute la un loc. I-am dat deasupra cu ou și lapte. Am pus niște susan. După cum vedeți, așa arată. Îi vom lăsa în cuptor la 180 de grade timp de 35-40 de minute. Trebuie să verificați. Acesta este rezultatul final. I-am lăsat puțin să răcească și după cum vedeți, arată foarte bine. Nu sunt greu de făcut. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să o distribui cu prietenii tăi. Îți mulțumesc! Acum o să vă arăt cum arată colacii în interior. Uitați cât de pufoși sunt. Deci chiar trebuie să-i încercați. Sunt foarte pufoși. Uitați!